Doamnelor și domnilor, din studioul din Crângaș, vă prezentăm The Casual Friday Podcast cu Alin Florescu și tânărul Sergio. Podcastul ăsta e despre orice și podcastul ăsta are de toate. Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu Oana Maria Zaharia. Ce faci, Oana? Oana, nu? E ok? Da, bună. Foarte bine fac. Foarte bine faci. Oana, spune-ne cu ce te ocupi. În primul rând. Nu mai puțin, mai un pic. Așa. Am o trupă cu iubitul meu, Poetrip se cheamă, cântăm. Mm-hmm. Și în rest mai lucrez la Vice, fac traduceri și mai scriu articole. Mm-hmm. Și mai recent m-am angajat în advertising. Cum mai e la Vice în ultima vreme? Că am văzut că a început să devină o memă Vice, în general. Adică, mai ales Vice-ul din afară, cumva, mai ales Vice-ul din America, a început să fie o memă. La noi, cum mai e atmosfera pe la Vice? Adică, în ce sens? Că toată lumea face meme despre Vice? Da, a apărut și chestia cu Vice Postbot, care mi s-a părut extraordinar de amuzantă. Adică, na, ăștia oricum din afară de la Vice au început să ia o direcție așa super, nu știu, anti-masculinitate, anti... mi se pare cumva că trec în extrema cealaltă, știi? Nu te pun să vorbești nasul de Vice acum, dar... Nici n-am ce mie îmi place, adică și că ai zis tu că e o memă. Păi e foarte bine să fii memă în ziua de azi, că asta se consumă. Adică dacă ți-e fric, cred mai că e, nu. Okay. Cred că e destul de asumat, adică știe Vice ce face foarte bine. Și nu, da, posibil să fie o strategie de marketing. Și nu cred că e antimasculinitate, cât antimisoginism, e mai mult de stânga, într-adevăr. Mm-hmm. Dar nu e în niciun caz, adică avem în redacție un număr egal și de fete și de băieți, se înțeleg foarte bine, nu e nicio... E doar un site feminist, de stânga, na, ce pot să zic, pro-activism, pro... Am înțeles. În niciun caz antimasculinitate. Antimasculinitate toxică, poate. Toxică, da. Na. Se pare că... Asta cu masculinitatea toxică e și la noi în România? Păi cum să nu fie? Chiar predomină în România, predomină. Mi se pare că... Și cum ar trebui să fie o masculinitate netoxică? Adică, nu știu, cum poți să fii masculin? Ți se pare că să fii masculin e greșit din start? Evident că nu, evident că nu. Doamne ferește, dar aș face o mare nedreptate tuturor prietenilor mei să spun asta. Adică am o grămadă de prieteni băieți, iubiți băieți, nu cred că... E cazul să vorbim așa la nivel. Nu mă refeream să fii... Toxic înseamnă să fii mascul, toxic înseamnă să fii, nu știu, lipsit de empatie față de nevoile femeilor. Eu știu, să dai dovadă de agresivitate față de femei, să nu crezi în egalitate. Și față de bărbați, practic, nu? Și față de bărbați. Că, de fapt... Masculinitatea asta toxică afectează și bărbații, nu doar femeile. E vorba despre un anumit standard de masculinitate la care dacă bărbații care nu se încadrează în el sunt umiliți sau șeimuiți. Da. Na, cumva, da, se referă și la bărbați, nu doar la femei. Și lor le face rău. Sunt de acord. Da, e o atitudine vis-a-vis de masculinitate destul de limitată, știi, destul de... Da, mi se pare că e cumva asta cu masculinitatea toxică, să încerci să pari cu orice preț, să încerci să debordezi cu orice preț calitățile astea care sunt așteptate de la un bărbat, cum ar fi agresivitatea, competitivitatea, da. Da, și dacă nu te încadrezi, nu e suficient de bărbat, asta e o presiune foarte mare și pe bărbați, la urmă urmei. Și mulți se simt nefericiți pentru că nu se identifică neapărat cu valorile astea standard masculine și... Da, cred că se simt și ei inconfortabil. Oana, de ce te-am adus aici? În ultima, adică nu în ultima vreme, recent, în bula noastră foarte mică de oameni, a apărut mini-scandalul ăsta despre poliamorie. Poliamoria, povestește-ne puțin în primul rând despre ce presupune poliamoria asta și de ce crezi tu că e the way to go, cel puțin pentru tine.
Să mai are cuvintele. Ok, deci pentru cine nu știe, hai că te las pe tine mai bine. Da. Păi, spre deosebire de o relație deschisă, care înseamnă că partenerii pot să aibă, cum să zic eu, casual encounters, întâlniri din când în când în afara relației, poliamoria presupune că cei doi parteneri pot să aibă și relații în afara relației. Deci mai multe relații în paralel, conexiuni emoționale și intelectuale cu alte persoane. Practic. Ok. Pe scurt, asta înseamnă. Ai voie să te și îndrăgostești de altcineva în timp ce ești într-o relație. Asta cumva contrazice, cum să zic, ideea clasică de dragoste, deci presupune dragostea. Da, tocmai de aceea creează scandal ideea asta tot timpul și e controversată și de-aia e și scandăluțul ăsta. Da, și de asta, de asta trebuie să discutăm cumva despre asta, adică cum definești tu, sau mă rog, cum e dragostea pentru tine și cum... Că, sincer, chestiile astea sunt întrebări pe care mi le pun și eu tot timpul. Na, evident că m-am gândit și eu la chestia asta dacă ar merge pentru mine, evident că m-am gândit la tot felul de chestii, că na, sunt tânăr, sunt na. Deschis la explorare, la experiment. <zicem. laughs> Da, adică cumva cu cât adică, ok, când crești, mai ales cum am crescut eu într-un oraș mai mic, ai anumite idei setate, te uiți la părinții tăi, te uiți la părinții prietenilor tăi, te uiți la oameni din jurul tău, nu există chestia asta în provincie, știi? Adică, pentru că, na, în provincie se cunoaște toată lumea cu toată lumea, nu poți. Da, e dificil. Într-adevăr că și eu tot dintr-un oraș mai mic vin, din Târgu Jiu și știu. Vin din Târgu Jiu, da, eu sunt din Motru, super tare. Motru, ea, chiar de cine. Da. Da, așa că știu foarte bine. Cum merge poliamoria în Târgu Jiu, de exemplu? În Târgu Jiu. Nu, nu am auzit de situație. M-am și distanțat de Târgu Jiu. După ce am plecat la București, nu prea mai am așa treabă. Mai mult sunt prietenă cu noua generație de copii din Târgu Jiu, acum, de puștani. Cum așa? Nu. Că generațiile vechi, de vârsta mea, au copii, familii și nu am cum să mă, nu știu cum să zic, să mă conectez, să mă distrez cu ei. Așa că am migrat spre găștile tinere, care au înființat în oraș. Ascult și trap. Și trap și tech. Ascult doar de mult tech la Târgu Jiu. Serios? Da, da, da. Ia sunt niște gășculițe care sunt pe tech. Da, nice. Nu știu, la noi Motru, de exemplu, nu au ajuns boabele încă. Da. Da. Deci... Și cum văd eu de ce-i dragostea? Adică asta nu pot să zic că am avut o idee clară din start. Când eram mai mică, vedeam și eu tot așa, cu căsătorie, cu... Am avut și eu logodnă, am fost logodită, trebuia să mă căsătoresc la un moment dat, dar am anulat-o, nu a mai ieșit relația aia până la capăt. Deci da, când eram mică, influențată de ce vedeam în jur, și eu credeam că, vai, trebuie să te căsătorești cu o singură persoană, să stai cu ea o viață și așa mai departe. Dar de-a lungul timpului, tot având relații și observând niște tipare în ele, am observat ce-mi place și ce nu-mi place. Și un tipar care se repeta era gelozia, care m-a scos din minte, adică nu mi-a plăcut niciodată să am, cum să zic, să trebuiască să justific întotdeauna tot felul de prostii iraționale, știi? Da. Despre asta e gelozia, de multe ori total nefondată, e o travă care îți macină sufletul și bazată pe multă paranoie, neîncredere în sine, știi? Și am tot avut iubiți geloși, inclusiv unul abuziv, care era abuziv fizic cu mine din cauza geloziei, știi? Și după care... Mai departe, tot așa, iubiți, care nu îmi permiteau să ies cu prietenii mei. Eu am foarte mulți prieteni băieți. Nu puteam să mai dorm la cineva într-o seară, că iar scandal. Și în timp mi-am dat seama că nu pot să suport așa, nu pot să trăiesc așa, să fiu în continuu controlată și să mă fac, să mă simt vinovată pentru lucruri total inocente. Da. Și pe deasupra eu sunt bisexuală și mi-am dat seama că într-o relație monogamă cu un bărbat, dacă nu o să am nicio deschidere în relația asta, practic nu o să mă pot bucura de latul ăsta a sexualității mele, de bisexualitate. Dar bărbații sunt geloși pe femei? Unii da, unii nu, dar uite, iubitul meu dinainte de iubitul meu actual era geloși pe femei, s-a supărat foarte tare numai când am încercat să propun măcar să deschid relația pentru femei, adică să pot să am relații cu femei și
a fost foarte supărat și a pus capăt relației direct, adică n-a mai putut să accepte. Depinde de bărbați. Dar într-adevăr e o diferență. Unii sunt geloși doar pe bărbați, unii sunt mai ok cu femeile. Dar tu n-ai fost geloasă niciodată? A, ba da, cum să nu? Eu recunosc gelozia, știu cum apare, știu cum se manifestă. Nu-mi place nici la mine când apare, nu spun că doar la parteneri nu-mi place, știi? Și de la asta părinte, adică mi-am dat seama că nu mai vreau asta în viața mea, după ce m-am despărțit de iubitul cu care am încercat atunci să deschid relația, am cam luat atunci hotărârea că nu o să mai fiu cu nimeni decât dacă mi oferă libertatea asta. Adică că nu mai vreau să fiu într-o relație în care să mă tot întrebe ce fac, unde mă duc, de ce așa, și nici eu să nu-i fac asta partenerului, știi? Mm-hmm. Să discutăm împreună despre cum putem elimina din viața noastră chestia asta cu gelozia, să o gestionăm mai bine, că nu poți să o elimini, că ea există, e umană, știi? Mm-hmm. Deci așa, ca să, cumva, ca să facem un fel de scară a deschiderii. Deci, în primul rând, avem relația monogamă, aia clasică, bărbat, femeie, nu ne înșelăm, sau mă rog, de orice tip vrei tu. Dar monogamă. Monogamă, nu ne înșelăm, nu facem nicio schemă. Ok, asta e clar că, na, pică din start, nu e fezabilă pentru majoritatea oamenilor. Asta vreau să zic, că nu e adevărat că nu ne înșelăm, doar exact. Decidem că ne dorim să nu ne înșelăm, da. Majoritatea oricum înșeală. Se mai întâmplă, și dacă nu înșeală nimeni, tot apare gelozia oricum, da, că na, e o chestie inerentă. Ok, după aia e cumva relația deschisă, care suntem cumva combinați, dar avem dreptul fiecare să avem ieșiri din relație cu acordul celuilalt și cu știrea celuilalt. Adică cu, dai o notificare scrisă, da. Că bă, vezi că seara asta rup stilul. Da. Ok. După aia e poliamoria asta care cumva ești cu cineva, dar poți să mai fii și cu altcineva implicat emoțional. Există, de obicei există primary partner sau primary relationship, relația principală în care tu deja ai încredere în partener, vă cunoașteți foarte bine, vă permiteți libertatea asta și da, poți să chiar te îndrăgostești de alte persoane, ceea ce da, e mai greu de dus decât doar o relație deschisă cu întâlniri casual, știi? E mult mai greu de dus să vezi că cineva, că partenerul se îndrăgostește de cineva, că îi sclipesc ochii, că îi se schimbă viața, adică îl vezi efectiv cum se transformă, omul e îndrăgostit, plutește pe norișori și tu asigi la asta, știi? Uh-huh. E un exercițiu foarte interesant pentru mintea ta, știi? Da, da. La fel și, nu știu, să escaladezi Everestul este un exercițiu extraordinar. Dar e foarte periculos, exact, așa că de ce să-l faci? Adică, păi, de ce vor cu oamenii pe Everest, deși e periculos? Pentru că îți oferă o satisfacție, e acolo ceva ce merită, evident, că altfel n-ai face, n-ai risca, știi? Păi e clar că nu foarte multă lume urcă pe Everest și la fel nu foarte multă lume are chestii din astea. De asta mi se pare mie absolut interesant și de asta vreau să vorbim despre asta. Și mă rog, după chestia asta cu poliamoria, este, na, să ai casual hookups cu toată lumea. Și aici sunt multe chestii. Și swingers, de exemplu, oameni care fac schimb de parteneri, dar sunt cupluri care se cunosc și fac asta în mod regulat și, adică, la fel, dar doar anumite cupluri care hotărăsc ei să facă asta. Mm-hmm. Sunt foarte multe feluri de relaționare, de fapt. Da. Ne blocăm în monogamie, că așa suntem noi învățați, dar dacă studiezi puțin, ieși din bula asta mică cu monogamia, care deși e majoritară, e totuși mică în sensul că e limitată, e doar spre o singură direcție. De fapt, sunt foarte mulți oameni care se iubesc în foarte multe feluri și nu înțeleg nici de ce trebuie să fie un război. Pentru că e clar că nu este potrivită pentru toată lumea poliamoria, dar nici monogamia, asta e clar. Și atunci, de ce să nu avem voie fiecare să facă ce vrea? Da. Despre asta a fost cearta mea cu Pitiș Gratis și cu armata lui de troli, că tot nu înțeleg ce problemă e că alții se iubesc altfel decât s-au obișnuit ei ăștia, adică chiar au ajuns... Cred că problema acolo este că în relațiile de genul, întotdeauna e cineva care, mă rog, rămâne de fraier, spun ei, cumva. Păi tu, dar e doar un stereotip. Ce înseamnă asta? Dacă rămâi de fraier, în sensul că, asta zic, că tot timpul unul dintre parteneri își dorește mai mult și celălalt e fraier și acceptă. Asta e una dintre premisele la care pornesc ei. Ok. De multe ori se mizează pe ideea că bărbatul e sigur la care vrea mai mult, femeia e stabilă, e de casă, vrea un singur partener, bărbatul de obicei vrea cu mai multe femei și atunci el împinge femeia, hai să deschidem.
Ceea ce nu e adevărat din ce văd eu în comunitatea poliamoroasă. E destul de 50-50. Bine, eu, adică, aici tind cumva să te contrazic. De fapt, cumva bărbații fiind toxici... Vor posesivitate și teritorialism. Da, cumva, adică mie mi se pare că ai chestia asta, ai relația asta cu cineva și la un moment dat zici, bă, hai să ne vedem amândoi cu altcineva, știi? Cred că mai degrabă, gen, ai o relație, începi tu să te vezi cu alte tipe și până la urmă zici că, ok, poți să faci tu asta sau, nu știu, vine cumva că, da, nu știu, nu... Pot să zic cum a fost la mine și la iubitul meu actual, la Ștefan. Noi ne-am cunoscut când fiecare ieșise într-o relație în care încercase să facă asta și el cu prietena lui dinainte și eu cu iubitul meu. Dar e clar, la mine a fost eșec total, nu a dorit deloc asta. La el fusese nu chiar total, încercaseră, dar nu știau încă cum, cu ce se mănâncă și ce să facă ca să iasă bine și... Na, relația deja era cumva șubrezită și nu au apucat să experimenteze prea mult, dar amândoi aveam ideea în cap că ne-am dorit să încercăm ceva așa și practic de când ne-am cunoscut am zis că ne-am dorit o relație bazată pe libertate multă și respect reciproc, fiecare să fie o ființă independentă, să facă ce își dorește și am fost mult timp mai mult prieteni, adică am avut câteva luni de zile când ne-am cunoscut în care eram prieteni foarte buni, vorbeam despre chestia asta și când deja am hotărât că suntem în cuplu, deja știam foarte bine că ce își dorește fiecare, știi? Și ne doream asta amândoi. De ce, adică, ce faceți voi ca și cuplu și n-ați putea să faceți ca și, nu știu, și nu știu, casual fuck buddies, de exemplu. Adică, cum vă dați seama că sunteți un cuplu? Doar pentru că spuneți voi că sunteți locuiți împreună? Locuim împreună încă de la început, de când ne cunoaștem. Okay. Am mutat împreună. Asta, da, poate fi un indiciu. Dar e vorba, dar nu numai asta de locuit, că e vorba de cum te simți față de celălalt, cât încredere ai în el, cât de mult te poți baza pe el în viața ta. Și noi suntem 100% unul pentru altul. Suntem foarte buni prieteni, ne spunem totul, suntem foarte sinceri unul cu altul și suntem de 10 ani împreună deja. Adică, cred că poți să dai seama că suntem împreună, s-a clădit ceva între noi, știi? Și e într-adevăr, adică asta stă la baza poliamoriei, încrederea asta pe care a pus-o să clădești cu un partener, e foarte importantă în combaterea geloziei. Și încrederea, în ce constă? Încrederea că ce? Că e clar că nu e vorba că ai încredere că nu se duce cu alții, că e din definiție. Nu, încrederea că va fi lângă tine, că va fi lângă tine, că nu te va trăda pentru altcineva, că nu te va ignora pentru altcineva. Nu te va trăda pentru altcineva. Deja, adică aici devine sketchy, știi că deja am vorbit că e ok să vă îndrăgostiți de alte persoane, da, de exemplu. Pe aici deja devine, deja intervine chestia asta că cumva ți îndrăgostești de altcineva. În momentul în care ești îndrăgostit de două persoane, e clar că nu poți fi îndrăgostit în același fel de ele. Bineînțeles, în același intensitate. Mai ales că cu o persoană ești deja de mai mulți ani și cu cealaltă o chimie nouă care exact. Nu că e diferită, dar tocmai că fiecare gen de relație asta are frumusețea ei, adică relația nouă se bazează pe hormoni în principal, pe când relația veche se bazează pe o grămadă de experiențe comune, de cum să zic, un atașament grup de emoțional, grup de prieteni. Încrederea asta în celălalt vine că știi că este non-stop lângă tine, adică la orice ordine zi și din noapte, dacă îl sun, nu contează că e cu noua iubită sau cu altcineva, știu că o să fie lângă mine, o să vină să mă ajute, nu să spună, nu pot acum că sunt cu iubita asta mea și te ignor. Adică nu faci asta, știi? Da. Asta zic că poți să ai încredere că nu o să plece niciodată să te uite, să te părăsească sau... Acest niciodată nu este un... Bine, asta un nu concept să... foarte teoretic. Da, dar și la cele monogame la fel. Da, 100%. Sunt la fel, dar ne asumăm riscul ăsta. Adică mi se pare că e la fel și în monogamie. La urmă, ormei îți asumi riscul că oricând poți fi ori înșelat, ori părăsit, ori așa, doar că la noi e pe un vibe mai bun. Adică știi că și dacă se întâmplă asta, ești liniștit, ai văzut cum se întâmplă, s-a întâmplat sub ochii tăi, ți-a și zis, vorbiți despre asta, știi, nu te simți trădat, înjunghiat în spate, că n-ai știut nimic și te-ai trezit
deodată că ești înșelat. Știi? Nu există înșelat în poliamorie, pentru că vorbești, știi exact ce se întâmplă. Totul e cu acordul tău. Tu spui, da, ai voie să te îndrăgostești și după aia treaba ta, dacă omul s-a îndrăgostit de tare că nu mai vrea să audă de tine, ți-ai asumat riscul de la început. Da, asta sunt, de asta e bine că vorbim despre asta, pentru că sunt atât de multe chestii, cum să zic, atât de, nu știu, nefirești din punct de vedere al definițiilor cu care ne-am obișnuit până acum, da, știi? Adică, îs curios, oare e mai ok să vezi pe cineva care se îndrăgostește sub ochii tăi și cumva te simți pe al doilea plan decât dacă afli cumva peste noapte că, bă, m-am îndrăgostit de cineva, plec. Se pare clar că e mult mai dureros și șocant să ți se spună dintr-o dată și în plus să se întâmple fără știrea ta, adică deja să se fi întâmplat de nu știu câte vreme și tu să afli ca un fraier după nu știu câte vreme, știi? Adică asta te doare, că ai trăit în casă cu omul ăla și nici n-ai bănuit, nici n-ai știut. De multe ori doare fix asta, că nu a avut încredere măcar să-ți spună, uite, țin la tine, trebuie să spun, uite ce mi se întâmplă, mă îndrăgostesc de altcineva. Mm-hmm. Și faptul că nu ți-o spune, asta, pentru mine asta ar fi cel mai dureros. Fi? Iar în poliamorie există conceptul ăsta de compersie, care înseamnă să te bucuri de bucuria partenerului tău, de să te bucuri de iubirea pe care o simte pentru altcineva. Wow. Știi? Să ai o bucurie sinceră că îl vezi cât de fericit e, frate, că e îndrăgostit și se vede că plutește pe norișor de fericire, știi? Și să te bucuri pentru că îl iubești atât de mult pe omul ăla încât îți ții la, cum să zic, la dezvoltarea lui personală și experiența asta face parte din dezvoltarea lui personală, adică atât de mult lași de la tine, e vorba despre altruism. Mm-hmm. Încerci să practici altruism într-o formă aproape imposibilă pentru omenire, dar nu chiar imposibilă, că se poate, adică... Există această comunitate poliamoroasă în București, în care ne întâlnim, facem exchange de experiențe și păreri. Fluide. Și sunt, da, sunt mulți care vorbesc despre asta și au experimentat compersie și au zis că e un sentiment nemaipomenit, într-adevăr. Te simți că te înalți peste condiția ta aia măruntă de animal care vrea să-l țină cu ghearele pe parteneri, știi? Zici, băi, observi efectiv din exterior cum omul ăsta înflorește datorită experienței cu altă persoană. Și dacă îl iubesc, n-am de ce să mă supăr pentru asta, știi? Și ce e interesant e că reacția partenerului, dacă tu te bucuri sincer și dai libertatea asta, va fi să se îndrăgostească și mai tare de tine. Pentru că puțină lume îi va da atâta libertate și bucurie și încredere, știi? Se zice, du-te și fă ce vrei. Mm. Și atunci, tocmai asta întărește relația. Și cum se întâmplă în momentul în care te îndrăgostești de cineva care nu este neapărat de acord cu relația ta curentă? Presupun că se întâmplă și asta, se nu? Se întâmplă. Asta e o problemă des întâlnită. Că se îndrăgostește și monogam de persoane poliamoroase sau invers. Persoane poliamoroase. Da, pe mi se pare, na, are... cumva e destul de... Dar nu poți să ții în comunitate și... Da, evident, și e destul de atractivă cumva o persoană care... Na, are așa un vibe mai libertin, mai nu-mi pasă neapărat de tine și doar de tine, știi, pot oricând să fug, nu sunt deloc ținută de nimic și adică, libertatea asta cumva poate fi atractivă, știi, adică, nu e o surpriză faptul că o persoană care e monogamă se îndrăgostește, ce se întâmplă atunci? Apar probleme, deci, apar probleme, adică mi s-a întâmplat asta, să am a doua relație cu un tip care monogam din fire, dar știa de stilul nostru de viață, al meu și al lui Ștefan, a acceptat, a zis că vrea să încerce oricum, că și dacă îi se pare dificil, a zis că e dispus să încercăm măcar, știi? Și da, într-adevăr, chiar dacă nu avea probleme cu relația mea principală, Ștefan, avea probleme cu alții din exterior, adică fiecare știa limitele lui. Am se înțeles. Părea că e ok cu tipul ăsta, doar ești de 10 ani cu el, nu apare în viața ta și îți spun ce să faci cu el, e super ok, mă bucur că îi sunt recunoscător că mă acceptă și pe mine în viața ta, totul e ok, dar să n-apară și alții, știa, păi apară alții, asta îl durea. Da, da, da. Și normal că și pe mine mă durea, că eu fiind îndrăgostită de el, voiam, mă durea să-l văd că suferă și... Într-adevăr, se creează tensiuni, trebuie să stai să-l calmezi, să vorbești, să discuți, începi să ai și tu dubii, te gândești, băi, ăsta suferă, ce să fac? Pe de altă parte, nu poate trece prin cap să te oprești sau să schimbi stilul de viață pentru asta, pentru că
E un stil pe care l-ai câștigat de... în timp, adică atâta de mult am luptat pentru libertatea asta, nu o să mai schimb vreodată pentru că apare cineva care nu îi face față, știi? Mm-hmm. Și atunci, da, intervin conflicte, de multe ori poate va apărea despărțirea și asta e. Asta mi s-a părut interesant cumva în concepția noastră populară, că dacă ești bărbat și te combin cu nevasta altuia sometimes, sau mă rog, trăiești cu nevasta altuia, cum se spune în popor, și na, ești conștient că e totuși nevasta altuia și ăla stă cu ea, doarme cu ea, mănâncă cu ea, whatever, se pare 100% ok, știi? Adică ți se pare, bă, asta e, na, e ok, sunt 100% de acord cu asta. În schimb, dacă devine nevasta ta și să zicem că se întoarce din când în când la ăla, pa, s-a terminat, da, nu mai, da. Te distrug. Da, sunt multe chestii amferne, incorrecte, știi, da, nu se pare asta, că, nu ți se pare, nu ți se pare că astea sunt cumva imprintate în codul nostru genetic? Adică nu ți se par sentimente absolut naturale? Eu știu că sunt naturale, dar asta nu, doar pentru că un lucru e natural nu înseamnă că e și bun, că mai era vorba aia, nu mai știu ce, și nu mai știu ce, și mătrăguna e naturală, da. Dar e otrăvitoare, nu? Adică nu înseamnă că orice e natural e bun. Da, asta, da, sunt naturale, asta o ziceam și eu când zici toată lumea că iarba e naturală, n-are cum să fie rea. Măi, orice e naturală, arguably. Da, n-ai de unde să știi, fiecare lovește în felul lui, știi? Mm-hmm. Adică sunt naturale, dar nu înseamnă că nu putem să luptăm, să le depășim, să le gestionăm măcar, să le îmblânzim, știi? Adică ele tot vor mai apărea. Și eu am avut, prima oară când s-a îndrăgostit iubitul meu de o altă tipă, m-am trezit că eu nu aveam problemă cu sexul, de exemplu. Mi se părea super ok să facă sex cu cine vrea, când vrea. Mm-hmm. Problema este că s-a îndrăgostit și că el oricum e mai romantic din fire și lui place să petreacă seara, să uite la film, să gătească, să adică nu doar să facă sex, lucru care pe mine mă deranja, ci să petreacă tot acest timp și să investească această energie emoțională în alții. Și atunci mi-am dat seama că, wow, mă doare asta, wow, ce nașpa. Deci nu mă doare sexul, pe mine mă doare altceva, investiție emoțională, știi? Da. Și am avut niște ieșiri din astea mai dubioase, în care nici eu nu știam cum să mă exprim foarte clar, mă trezeam că arunc înțepături, el s-a supărat, a zis, ce e asta, e geloasă, doar vorbiți-mi că suntem ok, cum mai arunci înțepături, știi? Am ajuns să ne certăm foarte urât și mi-am dat seama că erau da chestii de ego care țineau de ego, de exemplu, că auzeam că se duce cu ea la mall. El urăște să meargă în mall, știi? S-a dus chiar, s-a distrat tot ziua la mall. El cu mine nu mergea în mall, frate, deloc, dar mi-am dat seama și de ce după aia. Și după ce găsești explicația, dacă stai puțin să te gândești, nu te mai enervezi, că n-ai de ce. Pentru că mie, nici mie nu-mi place să merg în mall, e agitație și mergem amândoi anxioși, mergem nervoși, amândoi zicem, ia uite cum chirie copii, mamă ce nu știu ce, să scăpăm cât mai repede de aici, el face crize, gata, nu mai suport, hai... Și tipa asta era, s-a adus așa la un mod foarte kinky, hai că să-mi iau patine cu rotile și s-a dus într-o rochiță super sexy și prova patine cu rotile și era, haide, trage-mă pe aici, trage-mă de mâini, hai să învăț să merg, știi, adică era fun, putea să fie oriunde, a uitat el că era în mall, știi? Mm-hmm. Și atunci cum să mă supăr dacă tipa a oferit o experiență pe care eu nu puteam să-i ofer? Efectiv, era ceva ce nu ținea de mine, eu nu suport mall-ul, ea știu să facă fun. Mm-hmm. Și atunci de ce să fie competiție sau nervi când de fapt că despre asta e poliamor, ăsta e adevăratul avantaj, că nu aștepți de la partener să-ți ofere tot, să-ți satisfacă absolut toate nevoile. Eu nu pot să-i satisfac unele, dar alte femei satisfac alea pe care nu le pot satisface eu, știi? Da, cumva nu crezi că faci toate chestiile astea sau suporți toate chestiile astea sau încerci să te convingi cumva doar ca să fii consecventă în gândirea asta, adică, ok, să zicem că ai încercat monogamia, n-a ieșit, pentru foarte multă lume nu iese chestia asta, oricum. Sau dacă iese, iese cu mari căsneli și whatever, și ai zis, bă, e clar că chestia asta nu e pentru mine, hai să vedem dacă e asta. Și cumva nu ți pare un efort mare ca să poți să duci stilul ăsta de viață? Adică nu ți se pare cumva că încerci să te convingi să-ți iasă ca la un job pe care îl urăști, dar hai să zicem... Nu este caz. Adică răsplata este mult prea mare ca să... Uh-huh. Nu, mi se pare că merită efortul. Unul la mână,
că relațiile celelalte pe care le ai în paralel te ajută să te îmbunătățești și pe cea principală. Adică tu, cumva, când începi să relaționezi cu alți oameni, îți observi niște tipare de comportament pe care le repeți și cu ceilalți, nu doar cu iubitul tău, și începi să vezi, băi, ăsta îmi zicea că greșesc acolo, eu mă certam cu el că după 7-8 ani de relație eram nervoasă, lasă-mă în pace că fac ce vreau eu. Dar când te îndrăgostești de cineva și spune și ăla de care tocmai te-ai îndrăgostit, vezi că ești nașpa cu faza asta, ăsta îi dai credit mai mult că vrei să-i place, abia te-ai îndrăgostit și începi să te gândești, stai puțin, oare nu fac ceva greșit, deja al doilea om care îmi zice asta, al treilea om, poate fac ceva greșit. Și atunci și principalul partener va beneficia de asta, pentru că eu mă duc acasă și zic, bă, știi ce, mi-am dat seama că am greșit. Deja și ăsta mi-a zis același lucru și celălalt, deci nu ești tu nebun. Faci un brainstorming, bă. Da, deci nu ești tu nebun, am aceeași până și cu alți iubiți, am făcut aceeași tâmpenie, zic, deci ai dreptate. Și face și lui bine, adică ne ajută, știi, că ne putem vedea din exterior mai clar prin acești oameni diferiți. Ok. Mai gândeam la o chestie. De exemplu, cum știi că într-o relație de genul, cum știi că și celălalt partener e 100% ok cu chestia asta și cu tot ce presupune și că nu stă doar cu tine pentru că te iubești foarte mult și ar face orice ca să stea acolo? Adică, nu știu, de exemplu, dacă îi zici unui tip, bă, uite, eu sunt așa, eu îți fac asta, bla, 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 adică totul sincer, tot ok, și l-o să zică, da, whatever, orice, doar să fim împreună, știi? Și da, îți tolerează cumva chestiile astea. Da. Unul dintre parteneri acceptă doar de la celuilalt. Dar exact. Asta e toxic și nu este bine până la urmă. Adică oricum o să facă implozie. Nu funcționează. La un moment dat o să bubuie omul ăla de suferință, celălalt o să simt. Adică nu cred că e fezabil pe termen lung. Poate merge o vreme pe căleala asta, știi? Mm-hmm. Și în plus, la poliamorie totul se bazează pe discuții continue, adică trebuie să spui partenerului, mie nu-mi place să dorm peste noapte la persoana aia, te rog să nu mai faci asta, că mă rănește. Mm-hmm. Poți să faci asta și asta și asta, dar nu mai fa asta, că îmi face rău, știi? Și el te va asculta, îți va arăta că, uite, ești important pentru el, respectă regulile pe care le impui tu. Știi, adică din aproape în aproape vorbim despre orice pas, asta mă rănește, nu o face, după aia asta ai făcut-o și nu ai ascultat ce am zis eu, e nasol, vorbești despre orice, știi? Nu e ca și cum cineva ține în el și zice, vai ce sufăr, nu știu ce. Dacă simțim gelozie, spunem. Uite ce nașpa mă simt, mă simt și prost că sunt geloasă, asta îi spun, că mă simt foarte nașpa, dar uite că simt gelozie, hai să analizăm împreună de ce simt gelozie eu, probabil, ce ai făcut tu, de mi-a trezit mie ego-ul, că din ego vine oricum și gelozia asta, din copilul ăla mic din tine care suferă ori de abandon, ori de cine știe ce traume și le-a trigăruit, știi, ceva din comportamentul lui. Și prin discuția continuă nu are cum, adică poliamoria chiar pe asta se bazează, pe discuții continue cu partenerul, pe sinceritate totală. Și orice apare, orice mică, știi, după vorbești despre el. Practic, și aici apare cumva chestia cu înșelatul. În momentul în care îți spune că mă deranjează foarte tare să dorm la Andreea de seară, și tu zici, ok, o să fac asta, fie ține. Și zice, bine, am văzut că merg la Marius de seară și el se duce la Andreea. Adică, tot înșelat e până la urmă. Bineînțeles, dacă fac ce asta, dar ideal este să nu o faci, ideal este să vorbești. Că nu degeaba ai relație deschisă, ca după aia să încerci să faci ceva pe la spate omului. Ideea este că ne oferim această libertate și avem încredere unul în altul și nu-i cazul să minți. Dar se mai întâmplă că oamenii să nu se poată controla, să fie super îndrăgostiți și să calce peste regulile impuse de celălalt și să iasă urât, știi? Să iasă tot așa cu certuri, cu probleme, conflicte de rezolvat. Mm-hmm. Da. Și da, asta se cheamă înșelat. Când cineva te-a rugat să nu faci ceva și tu totuși faci sau îl minți că ai fost acolo și n-ai fost. Și eu am făcut asta. Când m-am îndrăgostit de al doilea partener recent, n-am prea ținut cont de niște lucruri pe care mi le-a cerut partenerul meu. El s-a simțit rănit și ignorat, s-a supărat foarte tare. Eu m-am întrebat, ce asta, ești gelos? Ce probleme să ai gelozie? Și nu mi-am dat seama că n-are legătură. Era gelos doar pentru că nu respectam eu niște lucruri. Nu-i mai dădeam importanță pe care se obișnuise să o primească, știi? N-am mai încălcat peste niște lucruri. Dar n-am prins. Tot așa, într-un târziu m-am prins, mi-am cerut iertare,
am discutat despre asta și ne-am liniștit. Mi se pare ca un joc de ăla, de cine e gelos primul pierde, știi? Și totdeauna cumva îți reprim chestia sau încerci să fii cool cu chestia asta. Nu reprim. Nu despre asta, vorbești despre ea, vorbești despre ea tot timpul. În monogamie ori reprimi, ori urli la celălalt, dar la asta nu reprimi. Ideea e că vorbești tot timpul, mă rănește că simt asta, da. Mă doare, hai să vedem cum să facem să nu mă mai doară, hai să vedem ce soluții găsim să nu mai doară, știi? Mm-hmm. Despre asta e vorba, despre rezolvare continuă, nu reprimare. Se pare că stilul ăsta de viață e fezabil cam pentru ce procent din oameni, adică nu știu cam cât la sută din oameni crezi că ar putea să facă chestia asta. E clar că nu e o chestie pe care să o poți facă majoritatea oamenilor. E adevărat, dar bineînțeles. Nu știu, nu am zis seama că nu pot să știu statistic. Ce... Ok, hai să întreb altfel. Eu cred că mult mai mult decât cred că pot să fac. Oricum. Bine, asta, dar... da. Dar nu e pentru toată lumea, cum nu e nici monogamia pentru toată lumea. Atâta pot să zic, clar nu e pentru toată lumea. Mm-hmm. Dar cred că dacă oamenii ar explora puțin, s-ar deschide un pic, ar descoperi că sunt niște satisfacții atât de mari, dacă învingi. Dacă învingi problemele alea cu gelozia și instinctele alea de bază, nu doar... Adică te simți tu mai bine cu tine, te simți supra-om cumva, știi? Intervine și chestia asta, zici, băi, am putut să trec peste chestia care eram ca un copil, știi, care se simte abandonat sau suferi. Cum simți de obicei la gelozie? Suferi, plângi, vai de mine, sunt abandonat, sunt al nimănui, îi place mai mult de altcineva, toate astea vin din încredere în tine. Ei, cu cât depășești mai multe situații din astea, cu atâta devii mai puternic. Da, cumva începi să te obișnuiești cu un sentiment negativ, cumva te înveți cu chestia asta și după aia te dărâmă mai greu. Da, da, nu mai lasă să te afectezi așa, nu mai are atâta putere asupra ta, știi? Și înveți, adică eu una lucrez foarte mult la dezvoltare personală, deci orice, dacă iubitul meu e cu cineva și eu încep să mă gândesc la ce face el în seara aia, îmi dau seama că pierd vremea. Adică eu sunt o persoană importantă, independent de el, și ar trebui să citesc, să mă cultiv, să fac o piesă muzicală, să fac ceva pentru mine, nu să stau să-mi bat capul ce face partenerul meu în momentul ăsta. Și pe asta ne bazăm în gestionarea geloziei. Tu trebuie să te pui pe tine pe primul loc. Gândește-te asta... ce poți să faci pentru tine, nu ce face partenerul tău acum cu altcineva. Da, asta e o chestie super importantă și, mă rog, e super importantă în orice tip de relație, cumva să nu îți bazezi niciodată sau să nu îți pui foarte mare parte din viața ta pe seama altcuiva. Sau și să-ți calculezi valoarea ta personală în funcție de cum... Ce zice partenerul? Da. Ceva de genul, zicea asta tovarășul Schopenhauer, e că în momentul în care te simți absolut gol și te simți nimic din cauza faptului că ai pierdut pe cineva, fie că a murit, fie că te-a părăsit, fie că, de fapt ai fost gol tot timpul și persoana respectivă doar a acoperit, adică te-a făcut să nu te mai gândești la faptul că ești exact zero, dar tu ai fost exact zero. Exact așa timpul. Este, da. Și de asta, da, e super important că să... Că spun că poliamoria se bazează și pe independență, dezvoltarea personală a partenerilor, fiecare își vede și treaba lui, nu stă toată ziua cu ochii pe partener, frate, adică asta deja mi se pare nociv și la monogamie. Toată ziua tu te gândești ce face la unde e, cu cine doarme, frate, dar ai atâtea lucruri de explorat în viața asta, atâtea lucruri de făcut, de ieșit cu prietenii, de citit, de cultivat, să te cultivi pe tine, să faci sport, să faci... Cum să stai să te gândești doar ce face partenerul și cu cine umblă, știi? Mm-hmm. Important e că oricum vine la tine, după aia tot timpul va veni la tine, te susține în tot ce faci, te iubește, îți oferă iubire și atenție, asta e tot ce contează, nu contează că oferă și altcuiva asta, știi? Mm-hmm. Atâta timp când nu te neglijează pe tine. Problemele apar când te neglijează pe tine și deja nu mai știi să-ți oferi și oferi doar altcuiva, atunci da, apar niște semnale de alarmă, dar cât timp tu primești iubire de la el, acceptare și tot ce vrei, de ce să te fută grija, ce face când e el plecat în altă parte? Sau? Da, asta din nou, atâta timp cât nu ne aflăm în cazul ăla în care o persoană pur și simplu este, adică se profită de ea, știi? Adică persoana care e vulnerabilă și știi că ar face oricum orice pentru asta tine. Asta e foarte trist, dar sunt situații foarte nasoale și în monogamie și în... Da, sunt și în monogamie situații astea în care partenerul stă și acceptă comportamentul abuziv al cuiva, dar pentru că îl iubește non-stop și e la fel de nociv și în poliamorie și în monogamie să faci asta, evident. Deci cumva, practic, chiar și în poliamorie, se pare că e oarecum
datoria ta morală, ca în cazul în care identifici un comportament de genul din partea partenerului tău, să îi pui stop cumva. Da. Chiar dacă el îți zice, bă, nu, sunt super, super ok cu asta. Sunt... Păi asta am pățit eu cu, ți-am zis, cu al doilea partener, care e genul monogam, și am început și eu să mă gândesc, mi-era foarte rău să rup relația, dar mă gândeam, bă, poate mi-e bine să o rupem, adică chiar poate îi fac rău, efectiv, sperând că el într-o bună zi se va schimba și va accepta și va fi ok, îi fac rău, adică trăiește într-o suferință continuă și nu vrei să fii responsabil de suferința cuiva tot timpul, știi? Adică așa ar fi frumos și empatic și așa, să ne pese, evident, să nu forțăm pe cineva să facă ceva ce nu-și dorește. Da, da, da. Și e egoist. Da. Se pare că e fezabil să crești copii cu stilul ăsta de viață? Mai din ce văd în jur, da, mi se pare. Adică în comunitatea poliamoroasă mai cunosc un cuplu care recent... au un copil și vreau să zic copil. De unde știe că e a lui? Tată, din testul ADN se poate foarte ușor. Se poate. Nu e problemă. Plus că seamănă cu el. Dar adică nu înseamnă că nu știi ce faci. Dacă ești poliamoros, nu înseamnă că nu știi când ai făcut sex cu prezervativ și când fără, cu cine te-ai protejat și cu cine nu. Că tot așa întreabă toată lumea, vai, dar cu cine ai făcut copilul? Întreabă pe tipul asta. Frate, crezi că nu știu cu cine îmi doresc să fac și cu cine nu, cu cine folosesc prezervativ, cu cine nu? Adică, come on, știi? Nu e vorba că facem sex haotic, fără să gândim, fără să... Și cu cine sonimeria aia o fi, știi? Asta iar o preconcepție românească retrogradă. Nu e vorba de asta. Adică în comunitatea poliamoroasă oamenii știu foarte bine ce fac, cu cine fac, cine are analizele la zi, cine... Aveți un adică, grup pe Facebook. Da, 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 nu, dar între ei se mizează pe efectiv încredere, cum da, să adică, zic, da, gen, dacă grijă, luat, respect față da, de celălalt. Dacă ai luat o gonore de la Andreea, toată lumea știe, bă, vedeți că Andreea, mai lăsați-o două săptămâni. Ori așa, nu că să-ți vorneștiți pe cineva, tocmai le rezolvi în privat, cu respect față de intimitatea omului, nu te-a pus să spui la toată comunitate, dar discuți cu persoana aia, bă, tu ai analize la zi, ești ok, facem așa, trecem la sex neprotejat sau nu, hai să vedem, hai să ne facem analizele dacă dorim să trecem mai departe, dacă nu facem sex protejat, adică nu înțeleg de ce se consideră că, vai de mine, totul e herpes și gonoree în lumea asta, ca și cum, din potrivă, oamenii poliamoroși sunt foarte atenți cu protecția, mult mai atenți decât aia care au un partener stabil. Adică, da, mi se pare firesc într-un anumit fel. Adică la fel cum actrițele porno sunt cele mai testate ever. Da, 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 asta vreau să zic, că sunt cei mai sănătoși ever, că fac sex non-stop, dar sănătoși, nu da, au probleme. Dar oamenii asociază repede sexul, promiscuitatea cu bolile venerice, pac-pac. Imediat au dat-o încolo. E clar că e un nivel de promiscuitate mai ridicat. Adică... Sau... Eu nu știu, eu nu-i spun promiscuitate împreună. Nu știu ce... Nu mi se pare nimic nociv în a avea relații sexuale cu câte persoane vrei. N-am zis că e nociv. Am zis că na, se încadrează cumva în definiție. E folosit cu... Da, cu conotație negativă, da, știi? Da, da, da. De-aia zic, eu nu văd ca așa, ci văd oameni liberi să facă ce vor cu viața lor, fără să țină cont de normele sociale învechite. Da, cam asta e. Nu? Da, mă rog, zic că mi se pare cumva o problemă în momentul în care ai un copil, că e clar că nu mai e all fun and games și se schimbă destul de radical totul, știi? Și în momentul în care simți că ai mai multă grijă de copil decât celălalt partener care, na, probabil că tu ai că copilul plânge, tu legăni și partenerul celălalt e plecat la a doua lui iubire, știi? Da, da, da. Aici deja mi se pare că se complică lucrurile și dinamica se schimbă și, na, cumva, adică, ok, există, cum ai spus, în comunitatea asta un cuplu care are un copil și... Pot să-ți dau exemplu cum se întâmplă. Da, adică exemple sigur se găsește. Este și, într-adevăr, chiar spunea prietena asta mea că, mamă, când am fost întărcinată și asta, niciunul dintre iubiții mei, care doi iubiți principali, și zice, niciunul, fiecare umbla cu alte femei, dai seama că eu nu mai eram disponibil, nu mai puteam, dar nici ea nu avea chef, ea era chiar tripată pe altceva acum în viața ei cu copilul, știi? Dar s-a simțit, într-adevăr, atunci ignorată, s-a speriat că, uite, pierd ce am avut până acum, ăștia umblă cu alte iubite, ce mă fac? Dar situația a revenit în scurt timp la normal, adică și-a revenit, cum se întâmplă după sarcină și așa, și a descoperit că, că e mult mai ușor viața de părinte
cu atâți oameni în jur care se implică, iară iubiți, iubite, care toți își asumă rol de părinte. Iar dacă vrea să plece undeva în vacanță cu unul din iubiți ei, stă altcineva cu copilul, oricare din comunitate, din relațiile lor, știi, rețeaua lor de relații, se comportă față de copilul ăla cu atâta drag și iubire și respect, încât copilul e înconjurat de oameni care îl adoră și care țin loc de bonă unii pentru ceilalți de drag, știi? Pentru că nu contează că e copilul meu, ci copilul iubitei mele, chiar dacă e cu alt bărbat, eu o iubesc, o respect, îl iubesc pe partenerul ei, îl respect, deci copilul lor e ca și al meu, știi? Și atunci, da, într-adevăr, a fost situația asta grea în care ea s-a simțit ignorată, dar acum simte că beneficiază din plin de... Și pentru copil, na, se pare ajutor. Că... e ok chestia sau mai ok sau mai puțin ok, cum se pare că e cum se pare că se reflectă asupra copilului chestia asta? Am mai întrebat de mulți oameni chestia asta, o întreabă și pe ea în mod constant. Bea zis și apoi îți dai seama că nu facem sex în prezența copilului, nu facem a, bine, nicio nu, problemă nu, evident, nu, de da. Perversitate în prezența nu, copilului sau de ceva, asta știi? Nu, e exclus. Zic așa cum presupun da. Unii, este efectiv copilul la vede doar că sunt mai mulți oameni care se iubesc, că mama lui, într-adevăr, are gesturi de afecțiune și cu un bărbat și cu un alt bărbat, dar bărbații amândoi sunt afectuoși cu el. El cred că percepe destul de natural, e într-o mare familie fericită în care toți se iubesc, la urmă, ce să vezi rău, nu e nimic urât, pervers, înjurături, violențe, agresivități care pot face rău unui copil și care se întâmplă de multe ori într-o familie monogamă tradițională, deci nu văd care ar fi problema, știi? La urmă urmei. Poate să înțeleagă, ei sunt și oameni deschiși, sunt convinsă că o să vorbească și să explice imediat ce începe să înțeleagă, o să explice frumos ce se întâmplă, cum suntem diferiți de restul părinților de la grădiniță, na, trebuie să ai discuția asta cu el, știi? Da, mi se pare, adică face sens într-un fel ce spui, că toată lumea se iubește, pe de altă parte e greu de digerat chestia asta că toată lumea se poate iubi, știi? Adică există și situații în care nu au treabă unii cu alții, nu se plac prea mult, știi? Nici nu se plac, nu au treabă și zic, bă, le ții separat, atunci nu se creează această familie sau rețea, ci pur și simplu ieșim separat, facem lucruri separat, pentru că n-au chimie între ei partenerii ceilalți. Se pare că tipul ăsta de relație a existat dintotdeauna sau e un fel de chestie mai recentă, așa, mai modernă, ca să zic așa? Au existat foarte multe feluri de iubire întotdeauna, inclusiv și matriarhat în anumite triburi, unde femeia era poliandră sau cum se zice, în care ai mai mulți bărbați. Mi se pare că a existat lungul timpului, dar oamenii nu s-au documentat atât de mult și atunci îi sperie când află de așa ceva, dar de fapt întotdeauna au existat multe forme de a iubi, și poligamie, și poliandrie, și triburi din astea, chibuțuri în care oamenii trăiau așa într-o familie unită. Da, până la urmă cumva, ok, să zicem că na, umanitatea le-a încercat pe toate și cumva cam în toate culturile s-a ajuns la chestia asta că, bă, monogamia is kind of the way to go. Adică, cumva că s-a stabilit pe calea trial and error că, bă, cam asta este forma de conviețuire care ne ajută să mergem mai departe. Da, dar asta a pornit de la niște factori foarte pragmatici de multe ori, adică care s-au schimbat de-a lungul timpului. Ba, să vedem cui lăsăm moștenire, nu știu ce teren, să te căsătorești cu ăla din familia aia ca să rămână lui ăla. Da. Sau, hai să nu, în perioada în care nu se știa atât despre protecție pe plan sexual, era vai de mine să nu luăm boli, să fii fidel unui partener ca să nu iei boli de la alții. Dar între timp au evoluat toate lucrurile astea, adică oamenii nu se mai se căsătoresc din iubire, nu mai se căsătoresc pentru terenuri și pentru case și moșii, sau unii n-au, nu mai face, dar nu mai e chiar așa. Protecție există la nivel chiar și între femei, acum există și prezervativ între două femei, poți să folosești. Și pe deget. Spui pe deget, spui pe dacă ți atingi organele genitale, există prezervativ și pentru femei, se aplică o chestie de subțire, o folie. It beats the purpose, adică... asta este, de purpose, să vede, cumva există tot felul de metode și se tot îmbunătățesc, se lucrează, n-ai văzut că Bill Gates și cu nevastă s-au oferit o bursă pentru cei care vor inventa un nivel de prezervativ next level, știi? Foarte mișto, ca să vrea lumea să folosească, să simți senzațiile alea, să nu mai e problema asta, știi? Adică se lucrează la asta, știi? Voiam eu să fac, mă gândisem, eu am mai făcut stand-up din când în când și mă gândisem, adică aveam o idee cumva să fac un beat despre chestia asta cu prezervativul, știi? Că, bă, Dumnezeu a lăsat, mă rog, așa e gluma cu Dumnezeu, da.
poate fi. Da. Dumnezeu a lăsat sexul, frate, pentru două motive. Unu, să se facă copii și doi, să fie plăcut. Și avem oameni și au făcut prezervativul care le anulează pe amândouă. Da, să știi. Bună glumă. Da. Rău că nimeni nu-i place asta, știi clar. Doar că nu avem ce să facem, știi? Da. Trebuie să... Și în plus, ai văzut, se lucrează la asta, se tot încearcă să găsească metode noi cât mai... Acum nu știu ce da. O să se ajungă, dar... Ideea e că sunt soluții și... Bă, nu știu, eu sincer sunt oarecum fascinat de modul ăsta de viață. Sunt destul de convins că pentru mine n-ar merge. Adică, na, eu, okay. Eu n-am avut o relație de destul de mult timp și nici n-am avut intenția să intru într-una, dar... Am observat în ultima vreme că nu sunt la fel de ok cu gândul că partenera mea, whatever, se văd cu alții, știi? Adică sunt 100% convins că se întâmplă, nu întreb niciodată pe nimeni, nu mă uit, Doamne ferește, în mesaje, nu asta, dar cumva dacă aflu sau văd sau aud sau asta... Mă deranjează. Da, adică nu încerc să controlez pe nimeni, știi, nu, mă deranjează doar. Dar e uman, acum să te deranjeze și pe toți ne deranjează, dar ideea e cât de mult îți dorești să treci peste sau nu. Uite, eu una îmi doresc foarte mult și mă lupt pentru asta, acum nu înseamnă că toată lumea trebuie să-și dorească. Dar crede-mă că sentimentul ăla când poți să împărtășești, cum să zic, un moment de intimitate și de iubire mai mult decât partenerul care ești obișnuit, cu o altă femeie sau un alt bărbat sau chiar mai multe persoane, te face să-l vezi și pe partenerul ăla, partenerul tău din exterior și te poate excita foarte mult, adică poți să-l observi cu un ochi nou, știi, proaspăt, cum nu mai ești obișnuit să-l vezi, dar îl vezi prin ochii celuilalt, partenerii sau partenerului nou și îți dă refresh foarte mult la relație și la felul în care vezi partenerul și, frate, nu știu, bucuria, adică dă seama dacă simți o bucurie cu un om care te iubești când faci sex, da? Dacă mai apare încă o persoană pe care o iubești și îți place, pur și simplu e doar crește exponențial, dormi 3 îmbrățișați și fericiți, dormi 4, dormi 5, exponențial pentru mine crește, asta mi se pare. Nu? Și asta e un motiv pentru care cred că merită, știi? Da. Bucuria aia la comun, de a fi împreună, de a împărți persoane, alte persoane, în loc să ne certăm că e al meu, Să ne dați și nouă pe grupul ăsta. Acum sunt panicați oamenii că aveau grupul ăsta și s-a băgat pe tici gratis infiltrat ca să poată comenta. Că a, chiar era un scandalul. Grup? Da, el a intrat, s-a infiltrat cu cine știe ce nume fals. Și după aia a început să dea prin screen-uri sau să vadă el ce am comentat de pe acolo și după aia să facă outing forțat la oameni. Știi? Adică oamenii, când trăim în societatea asta retrogradă, se tem, nu toți vor să zică pe față că sunt poliamoroși. Ori tipul a început să comenteze direct la un status de-al iubitului meu că am văzut-o pe nu știu ce grup, că a zis gagică ta că nu știu cu cine umblă și că tu de la asta cred că v-ați despărțit. Când iubitul meu spunea că ne-am despărțit sau așa, s-a început să comenteze practic cu nesimțire de pe un grup privat ce văzuse el. Și așa ne-am prins că omul a fost infiltrat și acum stresați oamenii, au dat afară o grămadă de lume, nu mai avem chef deloc să mai fie oameni unsafe acolo. Da. Aiurea. Pentru că uite ce se întâmplă, deci practic se aruncă cu furi și topoare în cap o grămadă de cocalari care n-au idei despre nimic, ignoranți, încep să urle la tine, bolnavo, curvo, bolnavilor, herpes, sida, înțelegi? Pune mea, de ce ți-ai dori așa ceva, știi? Vrei să eviți gloata de oameni cu furi și topoare, români proști, care... Na. Și crezi că pe termen lung chestia asta o să se extindă? Adică crezi că din ce în ce mai multă lume o să începe să practice chestia asta? Cred că da, și pentru că n-ai văzut că există și trendul ăsta de... E cool să fii single acum. Oamenii nu mai sunt așa de tripați să... Trebuie să ai un partener, să nu știu ce. Noile generații sunt mai liniștite, să fie single, să se uite la Netflix, să aibă casual encounters și cred că se tinde spre mai multă independență, nu mai să te agăți de cineva, te ții de gâtul lui până la moarte și... Da, păi au dispărut cumva constrângerile economice. Da, acum, na, femeile sunt independente financiar, nu trebuie să mai se agațe. Din ce în ce mai bine, să sperăm. Așa?
Și nu mai e nevoie să depindă, da, de altcineva. Mm-hmm. Am văzut undeva că millennialicii că fac cel mai puțin sex ever. Da, și că nu e mai interesat așa de mult. Sau interesează mai mult calitatea decât cantitatea, știi? Nu mai e presiunea cum aveam cum apare noi calitatea dacă nu ai niște antrenament în spate? Băi, cred că sunt mai atenți. Adică noi eram presați de chestia că, bă, să nu fii fraier, să nu faci tu sex, toată lumea să facă sex, să nu mai fii virgin, să nu știu ce. Și trăiam într-un mediu în care eram destul de împinși de la spate să faci asta, să nu fii fraier. Ah, cred și că acum încă mai e presiunea asta pe adolescență. Adică nu e așa de mare. Să știi, serios? Că ăștia acum mileniale sunt mult mai relaxați. Sunt, frate, fac ce vreau eu, când vreau eu, când o să fiu pregătit să fac sex. Nu am chef să mă conectez emoțional cu cineva. Asta, cu, asta la băieți nu, deci niciun băiat ever n-a zis asta la modul serios. Când ei, o să fiu pregătit, o să fac o fiești de la natură pregătit, deci natura îți dă niște zvâcuri în tine așa de la 13 ani în sus. Da, dar acum se pare că ăștia în generația noastră mult mai sensibili și mai atenți la sentimentele și emoțiile lor și nu vor să le investească aiurea în relații în care, nu știu, rămân cu un gust amar sau cred că sunt mai precauți un pic. N-ai cum să fii precaut la 14 ani. Nu există chestia asta. La 14 ani nu știi nimic despre tine. Simți doar niște instincte acolo care așteaptă cumva să iasă afară. Da, da. Dar sunt mai atenți. Adică eu am mulți prieteni din generațiile noi, foarte mulți prieteni adolescenți. Și mi se pare incredibil. Deci eu la vârsta lor nu gândeam deloc așa. Știi? Sunt foarte atenți la ce se întâmplă, ce oferei partenerului, dacă e ok cum se poartă partenerul cu ei. Pe când noi eram, da, m-am îndrăgostit de cineva, yes, super tare, în sfârșit fac sex, mai sunt virgin, sunt cu cineva. Ei sunt așa, băi, oare e ok cum se poartă asta cu mine? Cer sfatul la alții mai mari, adică toți îmi cer sfatul, foarte mulți dintre ei îmi cer sfatul și gândesc foarte matur, foarte atent, analizează cum decurge relația lor. Nu mai e chiar așa doar haos și că hai să fac ce apuc cu cine apuc, știi? Mie așa mi se pare, din ce, acum, na, din experiența mea cu adolescenții ăștia, mulți cu care tot stau de vorbă, îmi par mai smart și mai precauți decât eram noi. Știi? Bă, sigur sunt cumva mai smart, adică e clar că au crescut cu mai multă informație față de noi și deși, na, ne place nouă să spunem că, bă, tineri din ziua de azi și chestiile astea, nu e neapărat valabil, adică... Eu nu zic din asta, eu ador tineri din ziua de azi, eu nu suport boșorogii din ziua de azi, ăia mă enervează. Și mai ales boșorogii de vârsta mea, adică oameni care au vârsta mea sunt tineri și ar trebui să fie ok și eu au boșorogii și au început să comenteze de generațiile anterioare, că gata, lor li se pare că deja au atins un nivel de înțelepciune și acum putem începe să comentăm. Și mi se pare că așa încep să te sclerozezi, știi, să te senilizezi, să respingi tot ce e nou și ce vine de la generația nouă și ai putea învăța și să zici că... A, oricum, e destul de scary pentru un om care niciodată nu și-a pus problema că se poate face altfel toată treaba asta cu poliamoria. Știi că, bă, niciodată nu te-ai gândit că poate exista, cum ai spus tu, bă, să fii îndrăgostit de două persoane în același timp, persoana, una dintre ele să fie ok cu toate astea, cealaltă să fie... La chestia asta nu te-ai gândit niciodată că pot exista. Și cumva tu, fiind, având 35 de ani, doi copii, nevastă care nu mai e neapărat ok din toate punctele de vedere, apare trendul ăsta și e clar că trebuie să-l respingi din start, pentru că dacă nu-l respingi din start, ți-ai trăit viața o minciună, da, știi? Se pare că într-o minciună. Da, adică mi se pare cumva firesc. Păi, dar eu zic că nu-i niciodată prea târziu, niciodată prea târziu să încerci să schimbi ceva. Ba da, e. Că s-ar putea să ai 35 de ani, 150 de chile, să fii absolut neatractiv din punct de vedere. Adică... Cumva, pentru mulți, monogamia asta, căsătoria, e un safe bet, că ți iei pe cineva și... Și te suport așa cum ești până la sfârșitul zilelor. Te suport așa cum ești, o suport și tu pe ea și vom greșeați amândoi și dar aia e. Dar ți-e mai ușor să suporți pe cineva până la sfârșitul zilelor dacă ai și suport exterior, adică dacă ai și alte contacte cu alți oameni, serios. Și prin comparație, unor zici, bă, cât de tare de fapt bagică, mi frate. Uite cum e ăsta, uite cum e ăsta, uite cât de greu găsesc altcineva care să-mi placă. Adică începi să-ți dai seama cât de mișto e partenerul de lângă tine încercând chestii cu alți oameni. Deci, pentru că rar găsești pe cineva care se potrivește chiar așa, știi? Și atunci cumva tocmai îți crește iubirea față de partener. Zici, băi, ce credeam eu că fac aici, că găsesc ușor, nu găsești ușor. Oricum, pentru asta femei, pentru femeile care, nu știu, au...
un anumit nivel de pregătire, sunt un pic citite, sunt un pic frumoase, sunt un pic, nu știu, duse la școală, whatever, se îngrijesc și astea. După o anumită vârstă e foarte greu să-și găsească pe cineva cumva de același nivel sau pe aproape cu care să aibă o relație, știi? Adică pentru bărbați, na, e mai ușor că range-ul așa de vârstă e mai mare, în primul rând. În al doilea rând, bărbații se pot... Apoi femeile sunt mai multe pe glob decât bărbații. Bine, asta să zicem că e neglijabilă disproporția. Sunt mai multe alea mai bătrâne, asta e, trăiesc mai mult femeile. Da. Bărbaților nu le pasă așa mult dacă femeia e mai puțin pregătită decât ei. Nu le pasă așa mult dacă femeia e nu știu cum. E, pentru femei cumva, cu cât evoluează mai mult, cu atât le e greu să-și găsesc bărbați, pentru că femeile nu prea vor să se combine cu cineva care e mai jos la foarte multe nivele decât ea, știi? Așa se zice, dar din câte vezi în jur, să știi că sunt destule care au niște parteneri îngrozitori și totuși cu care insistă să stea, pentru că au alte, cum să zic, trăsături specific feminine, gen instinctul matern, și vor să-i ajute, să-i salveze, să nu știu ce, și sunt și situații în astea, nu știu dacă putem generaliza, știi? Că... Băi, acum... Asta cum nu putem generaliza, faptul că există niște excepții nu înseamnă că nu poți generaliza, și că mie mi se pare că... Deci, la câte femei stau cu bărbați abuzivi, de exemplu, eu cred că nu e chiar așa de... Bine, nu e greu să... așa de atente să aleagă conform unor standarde. Sunt învățate și să accepte niște comportamente urâte, știi, din păcate. Se pare că femeile care... Adică mi se pare că relațiile abuzive nu se întâmplă mai degrabă la femeile care sunt mai puțin... pregătite pentru... De obicei, rămâi într-o relație abuzivă că, na, ești legat într-un fel sau altul... Ești legat într-un fel sau altul, financiar, poate, sau emoțional. Sau ai sindromul Mesia, cum am avut și eu, să salvezi pe ăla, să crezi că tu poți să-l ajuți, că poți să... Pentru că, normal că ăla nu e un monstru, e doar un om care a suferit foarte mult sau a fost traumatizat și la rândul lui face același lucru. Adică, nu mi se pare așa de greu de înțeles de ce se stă în relații abuzive. Mai ales că și eu am fost într-una, știu exact care era mecanismul. Să-l ajut pe omul ăla, să-l salvezi. Eu o să pot, eu o să reușesc. Ăla vedea că eu îmi doresc casa sau că am, da, că duc, am sindromul ăsta, și mi-a dat tot pe el. Haide, haide, nu mă lăsa să devin un dobitoc, fii lângă mine, știi? Și mamă, miza pe chestia asta emoțională, manipulat la greu, eu tot îi dădeam înainte. Și foarte, adică da, e un mecanism foarte tricky, greu de ieși din el. Cu femeile astea nu știu ce să zic, cum zici tu, că da, e tot mai greu să găsească ce să-i faci. Eu sper să recurgă la poliamorie și la... Bă, mie... să nu mai fie stresat să-și găsească un singur partener, the shit, the one, și care să fie nu știu cum. Da, mie mi se pare ok chestia cu poliamoria, cumva că te face... Adică faptul că încerci în mod constant să evoluezi și să fii, să reprezinți un partener atractiv pentru celălalt sex... pentru alții, de exemplu, și că nu te plafonezi și că nu te culci pe urechea, că bă, ăsta trebuie să mă suporte toată viața. Asta e o chestie care mi se pare benefică și care, mă rog, te face pe tine să trăiești o viață așa ascendentă într-un fel. Asta mi se pare foarte ok. La fel de adevărat, cred că e și faptul că destul de puțină lume poate să facă chestia asta cum o descrii tu. Adică așa, gen super flower power, toată lumea se iubește cu toată lumea, nimeni nu se înjunghe în inimă. Dar chiar, există cazuri de violență în chestiile astea? Adică passion crimes? Păi ca orice, există și de violență, evident. Și asta, ca și monogamie, ca și în orice. Există oameni care iau raza la un moment dat sau care se mințeau pe ei că sunt ok și de fapt nu sunt și iau raza. Da. Dar... uite, mi se pare că e utilă și la descurajarea anumitor stereotipuri, cum e că femeile sunt rele între ele, că sunt geloase, se luptă cu un bărbat. Eu, de exemplu, avem acum o iubită, eu și cu iubitul meu, o iubită comună pe care amândoi iubim la fel de mult, ea ne iubește pe amândoi în egală măsură, deci s-a nimerit să ne plăcem așa, să avem chimie toți trei. Și mă simt minunat cu femeia asta, adică mi se pare minunat că e o femeie atât de faină, o admir, o iubesc. Mi împart partenerul cu ea cu drag, nu știu cum să zic, că nu mi se pare o chestie frumoasă de prietenie și de iubire și
uite, întâmplător, îi place și de celălalt partener al meu, al doilea, probabil că avem gusturi similare la bărbați. Și am zis, wow, și la început am avut așa un mic sentiment de gelozie, zic, acum chiar și al doilea, știi? Asta. Și după aia mi-am dat seama că nu, e tot de ego, e o prostie și că nu trebuie să mă afecteze, normal, că are gusturi ca mine, femeia seamănă mult cu mine. Și cumva mi-am dat seama că am un sentiment de, nu știu, de mândrie, de bucurie, de fapt de a împărți cu ea bărbații. E super tare femeia și când bărbații nu sunt prezenți, să ne oferim un altea plăcere și iubire. E perfect ce sounds, să sounds, poți dori. Sounds like a party, adică da, super tare. Ce să mai poți dori. Da, Oana, a trecut o oră și ceva, ai simțit? Nu, a fost fun. Super tare. Mersi mult că ai venit. Ceva de final să spui oamenilor care ascultă? Poți să le zici doar pa dacă mai ai chef de ei. Aș vrea să, ce să transmit, să le spun doar să nu se mai ia foarte mult în serios, că aici, de aici pornesc foarte multe probleme. Când tu te iei în serios și crezi că tu deții deja adevărul absolut, îți faci ție rău, nu-ți mai permiți să experimentezi, să te joci cu atâtea lucruri din viața asta. Viața e scurtă, încercați să explorați cât mai mult și să nu dați în cap altora care explorează, știi? Da, e trist, da, da. Atâta tot. Super blană. Asta vă scrie Joel Friday Podcast. Pa! Pa, pa!